Dragii mei, dimineață citeam un, un pasaj, nu chiar un capitol, o pericopă din 1 Timotei, capitolul 6. Unde cuvântul Domnului spune, începând cu versetul 6, în felul următor. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesebuite și vătămătoare, care cofundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost schemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Amin. Dragii mei, dimineață puneam o întrebare și spuneam în fața întregii biserici că în această seară vom încerca să ne uităm în acest pasaj să vedem care este câștigul acela pe care îl avem, dacă suntem mulțumiți. Cuvântul Domnului ne spune foarte clar, negreșit. Sunt câteva circumstanțe în Biblie în care Domnul Isus sau Apostolii spun adevărat, adevărat, vă spun. Nu că în rest ce spunea Domnul Isus n-ar fi adevărat. Ci că ceea ce urma după această introducere era foarte important. Sau știu eu, cum spune aici, negreșit. În altă parte spune Pavel, nu vă înșelați. Înțeleg de aici că e ceva foarte important. Și Pavel garantează, zicând adevăr din adevăr, negreșit, nu se poate greși. Ce urmează este un principiu fundamental, universal. Și spune cuvântul aici, negreșit, Evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Adică există multe beneficii dintr-o atitudine mulțumitoare. Este benefic pentru noi ca persoane, pentru viața noastră spirituală și pământească să fim oameni îmbrăcați cu această haină a mulțumirii. Și dați-mi voie să vă spun, dragii mei, că nu numai la Thanksgiving. Drept că nici la Thanksgiving. Poate nu suntem suficient de mulțumitori. Îmi spunea cineva astăzi la amiază, m-am uitat pe internet ce dimineață fața ta nu arăta Thanksgiving. Și nu numai a mea, a multora. Avem Evlavie deseori accentuăm evlavia în biserică. Vrem o disciplină puritană, strictă, ținută. Și așa mai departe. Și e bine. Evlavia nu este rea, evlavia este bună. Dar Biblia spune că evlavia trebuie însoțită de mulțumire. Cu alte cuvinte, evlavia aia nemulțumită permanent. Omul ăla evlavios, dar cârcotat, supărat, încruntat, mereu, neîmplinit. Mereu nu-i destul, mereu nu-i bine în casă, mereu nu-i destul nici spiritual. E adevărat că trebuie să dorim mai mult, dar oare vrea Dumnezeu să trăim o neîmplinire permanentă? Dacă vreți o frustrare permanentă, o pocăință obositoare, o pocăință nemulțumitoare, nu suntem destul de sfinți, nu suntem destul de bogați, nu suntem destul de buni și mereu vedem și în mesaje și în, în atitudinea multora, chiar la învon, așa, o permanentă frustrare, o permanentă nemulțumire, nimic nu-i bine. Dumnezeu e bun, adevărat, e acolo sus, pe tron, dar între noi, în casele noastre, parcă nimic nu-i destul, Nimic nu-i bine. Haideți, dragii mei, să îmbrăcăm această haină a mulțumirii în această seară. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat. Evlavia, însoțită de mulțumire, este extraordinar de benefică pentru noi ca oameni. Haideți să vedem care sunt beneficiile. Spune cuvântul așa. Și azi vreau să învățăm rațiunea mulțumirii. Pentru că mulțumirea ca stare are o rațiune a ei. Trebuie să o învățăm. Învățând această rațiune a mulțumirii, vom avea această stare care aduce beneficii. Cuvântul spune aici așa: Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Amin? Cu alte cuvinte, spune Scriptura: dacă am învățat acest adevăr, aceasta e rațiunea de bază a mulțumirii. N-am adus nimic în lume și nu luăm nimic din ea. De aia! Parcă Dumnezeu ne trezește din sofisticarea asta modernă și -o spunea o cântăreață, Marilyn Monroe, cu banii nu poți să faci nimic altceva decât să cumperi un set mai sofisticat de probleme. Și așa este. Ne complicăm atât de mult în rațiunea noastră. E bine să fii bogat, nu e bine, ce e rău în asta, ce bine, ce spune Biblia. Principii legate de marketing, cum ar trebui să trăim, principii scripturale, vrem noi să știm cum e situația. Dar uităm niște adevăruri fundamentale. Domnul ne amintește, negreșit, nu uitați. N-am adus nimic din lume, în lume, și nici nu luăm nimic din ea. Tocmai de aceea frați și soror Duhul spune, cheamă să fim mulțumiți cu ce avem, pentru că nimic nu am adus și nimic nu luăm. Ca tare mărit să fie Domnul pentru tot ce ne-a dat. Mult, puțin, este binecuvântarea lui Dumnezeu. Iov, omul lui Dumnezeu, zicea, așa de frumos, atunci când Dumnezeu ia toate averile, acolo e testul unui om. Auzeam de mulți oameni care în acea criză din anii 2007, 2008, 2009, au fost aproape să-și piardă mințile. Iov, când pierde tot, un milionar al zilelor noastre, pierde tot, își amintește de acest adevăr care aduce cu sine o stare de mulțumire și spune Iov ceva foarte frumos acolo, spune cuvântul așa. Atunci Iov s-a sculat, milionarul Iov, își fâșie haina scumpă la Nordstrom, o sfârșie, tot ce mai avea. Și atunci capul s-a aruncat la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei și gol mă voi întoarce în țărâna pământului. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, El să fie binecuvântat. Slăviți să fie Domnul! Atunci când ai rațiunea asta a mulțumirii, fie că ești sărac, fie că ești bogat, ești în voia lui Dumnezeu. Pentru că indiferent ce se întâmplă, tu știi că existența se întinde între două cuvinte. Care? Gol m-am născut, gol plec. Ce poate fi între ele, fraților? Ce poate să fie între o naștere a, care e reprezentată de goliciune și o moarte? Care are aceeași etichetă, Gol. Ce poate fi între? Păi tot goliciune. Spunea așa de frumos eclesiastul, totul este deșertăciune. De ce? Pentru că începe cu goliciune, se termină cu goliciune. Nu luăm nimic din lumea aceasta. De aceea trebuie să fim mulțumiți cu tot ce avem acum. Pentru că nu luăm nimic. Dragul meu, nu uita, indiferent în ce familie te-ai născut, chiar n-ai adus nimic. Este un adevăr simplu. Că după ce te-ai născut, imediat ai fost îmbrăcat în haine moi și scumpe, Că ți s-a dat o suzetă de aur, că ai mâncat cu linguri de argint, când te-ai născut ai fost la fel de gol ca și mine. Ai dus un singur lucru pe această lume: plânsul. Toți ne naștem plângând și plecăm cu mâinile goale, oricine am fi în această lume. Venim și plecăm fără să luăm nimic. Biblia ne spune o poveste frumoasă a unui bogat. Multe ori îl acuzăm mai mult decât e cazul pe bogatul ăsta. Și povestea lui începe cam așa. Luca, în capitolul 12. Sarina unui om rodise mult. Pun o întrebare, era ceva rău în asta? Vreau să fim atenți, de multe ori îl acuzăm pe bogatul acesta ca și cum ar fi fost un hoțoman, un ticălos. Biblia nu spune că ar fi furat aeresul. Efectiv, țarina lui a rodit mult. Cine face să rodească țarina? Dumnezeu, slăvit să fie el. Dumnezeu l-a binecuvântat și era și el la un fel de Thanksgiving a lui, în forma lui. Țarina unui om rodise mult. Nu a furat aeresul, nu a plătit mexicanii la negru mai puțin, nu a înșelat statul. Omul ăsta a avut prosperitate financiară legitimă. Efectiv, a avut succes în business. Nu e nimic rău în În loc de un bloc de apartament, s-a avut două. În anul acela Dumnezeu l-a binecuvântat și a dublat afacerile. Au mai cumpărat o plață. Nothing wrong. S-a mutat din Glendale în Scottsdale. Nothing wrong. S-a mutat de la 2000 de square la 3000 de square S-a mutat de la o casă fără piscină, la o casă cu piscină. Țarina lui rodise mult. Omul acesta a fost prosper în anul acela. Și totul este ok până aici. Și într-o zi, stând așa, prin casa lui frumoasă, din scaț, se uita la pereți, se uita la grădină. Zicea, ce frumos! Ce an bun am avut! Uite cum am crescut, uite cifra de afaceri, am 50.000 de dolari în plus pe lună. Ce deștept am fost. Ce bine am știut să investesc. Am început să se laude singur, să se gândească la realizările lui. Și dintr-o dată ieșind în grădină, bogatul nostru plonjează în piscină bucuros. Mă că uita să pun apă. S-a la cap, cu moțe cerebrală, craniu spart, emergency calls. Și în câteva minute a ajuns pe life support la spital. Și Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, el nu ține predici. Eu încerc jumătate de oră să vorbesc de bogăție și mulțumire și poate unii nu veți fi convinși, Dumnezeu. În înțelepciunea lui pune o singură întrebare. Nebunule, mâine ăștia te scodă pe life support. Toți banii tăi nu pot să plătească cheltuielile. Mâine te vor scoate de pe life support, la noapte. Și toate acestea, asta e întrebarea lui Dumnezeu, ale cui vor fi? Asta e rațiunea. Bine, bine, ai tras, ai lămărit ambarele. Dar când pleci, ale cui rămân? Cred că nu este întrebare mai chinuitoare pentru un om lacom e că să-l întrebi, hei, a cui rămân astea? Înțeleg că aici era culmea nebuniei acestui om, nu că s-a omărit sarina, nu că a mărit hambarele. Dragii mei, trebuie să recunoaștem că toți când, când câștigăm mai mult mărim hambarele, nu? Când câștigi foarte mult cash și începi să nu mai poți dormi noaptea, investești, mărești, ambarele. Problema lui era alta. Atât a fost de la cum omul ăsta, încât nici măcar testament nu și-o făcut. Vă dați seama? Păi să l -a întrebat așa, Dumnezeu are simțul morului. Totuși, la noapte, ăștia scot, scot în priză la suportul. Ce faci? Ai scris măcar un testament, nici măcar atât. Pentru că bogatul lacom nu se gândește la ce rămâne după el. Crede că e veșnic, crede că ia cu el tot. Și Dumnezeu în înțelepciunea lui spune, bogatul îmi pare rău, te-ai gândit să-ți mărești hambarele, târziu. Te ai să chemi arhitectul mâine, târziu, cheamă popa, e în mormântare. Nu-i mări de hambare, îi priveghi. Pentru că Dumnezeu când spune stop, inima se oprește. Să, dragul meu, puneți întrebarea și tu, ale cui rămân? Fiindcă noi n-am luat nimic din lume. N-am adus nimic în lume și nu vom duce nimic cu noi. Aceasta este rațiunea mulțumirii. Aceasta este logica ei. Și trăim, frații mei, știind. Că oricât am avea, noi nu putem să luăm nimic din lumea aceasta. De aceea, inima ne este desprinsă, ne este mulțumitoare. Dacă pierdem sau câștigăm, spunem slăvit să fie Domnul. Pentru că oricum nu vom lua nimic cu noi din lumea aceasta. Doamne, dă-ne înțelepciunea mulțumirii. O altă problemă, acestui bogat, asta vorbim mai încolo. Hai să ne uităm la rațiunea, rațiunea a doua. Spune cuvântul așa. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Spiritul mulțumitor are cu sine ceva foarte folositor. Te învață cât e destul. Și Biblia spune ce înseamnă să fii mulțumitor. Dacă ai cu ce să te îmbraci și să te hrănești, îi de ajuns. Mulțumirea te învață și îți definește și îți inspiră noțiunea de destul. Pentru că trebuie să recunoaștem, frații mei, că problema noastră în America este acest destul. Aici, pe terenul lui, destul ne joacă Satana, ne face feste. Pentru că nu mai știm cât e destul și că nu mai știi cât e destul și ai pierdut mulțumirea și nu mai știi cât e destul și îl definești tu altfel decât aici, ajungi să te străpungi cu o mulțime de chinuri, zice Biblia. Și ajungi în pierzare, în prăpăt, zice aici. Frații mei, să rămânem la Scripturi. Și să nu lăsăm mass media, să nu lăsăm, dacă vreți, reclamele americane, să nu lăsăm the business mind, să ne definească ei destulul, că e vai de noi. De aceea, într-o zi de Thanksgiving, este frumos să ne oprim în dreptul cuvântului lui Dumnezeu, să ne amintim ce zice Dumnezeu veșnicul. Cât e destul? Dacă avem ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm. Atât, atât. De aceea Dumnezeu este revoltat când oamenii n-au asta. În rest, e surplus. Minimul demnității umane este să ai o haină pe tine, să nu fii gol și să nu te culci flămând. Tocmai de aceea Dumnezeu spunea și striga în vechime, dacă ei zălog haina aproape lui tău, dă o înapoi. Să nu cumva să se culce gol. Spune acolo în vechime, cu ce se va înveli? Atunci când omul nu are haine, atunci când omul nu are mâncare, este împotriva demnității umane. De aceea Dumnezeu este revoltat că în America aruncăm mâncarea și milioane de africani mor de foame. Este subuman. Este dezumanizare. Și suntem vinovați de asta. Risipa țării noastre înfomentează milioane. Și da, pe Dumnezeul mânie este nedrept. Pentru Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu este ca toată populația să aibă mâncare și haine. Nu noi palate, nu noi mașini, nu noi autostrăzi scumpe și alții să moară de foame. Asta e demnitate umană. Și când omul nu are de mâncare și nu are haine, este dezumanizare. Și în lume este o dezumanizare activă și intensivă în multe regiuni ale Pământului. Și noi? ne întrecem în redefinirea lui destul. Frații mei, cât e destul? Mass media spune altceva. Oh, you need a bigger house? Un băiat deștept din America, îl cunoașteți toți, pentru că încă ne închinăm la biserica lui, la altarul lui, se numește Steve Jobs. Steve Jobs, un băiat deștept, a inventat apple He's the founder of Apple. Stai, a fost băiat deștept, a spus, voi nu știți ce aveți nevoie. Unul dintre interviurile lui. Noi o să creem produsul și când voi o să-l vedeți pe piață o să ziceți, aha, de asta aveam nevoie. Asta e rațiunea businessului. Ei îți creează produsul, tu îl vezi și zici, oh, de asta aveam nevoie. Nu? No? Adevărul că astăzi, Lots of us worship at the Apple Store, Apple Altar. Ne închină mulți la acest shrine. Apple. Și a devenit o necesitate artificială. Dom'le, nu poți fără el. Asta face lumea în care trăim. Creează nevoi artificiale prin crearea unor produse care ne fură ochii. Și azi cumpărăm 5, mâine cumpărăm 6 și nu mai putem fără 7. Oare chiar face parte din destul? Chiar trebuie să avem cele mai scumpe jucării? Chiar trebuie să avem cele mai scumpe gadgets? Nu cumva ne lăsăm mințiți de această minciună? Vedeți, acest destul în America este ca un bulgăre de zăpadă. Pe cum îl învârtim mai mult, crește. Cândva, destul era un telefon fix, destul era o mașină pe familie, un microbuz, acum nu mai e destul. Destul înseamnă fiecare să aibă mașina lui, fiecare telefonul lui, copiii mici vin la Sunday School cu jucării scumpe, de 500 de dolari, are nevoie de telefonul ăla, chiar este necesitate sau ne-a creat domnul Steve Jobs impresia că noi avem nevoie de ce a creat el. N-ar trebui oare să fie invers, având o nevoie să creăm de tu? Ori în țara aceasta este exact invers. Ei creează jucăriile, noi vedem și spunem, oh, dad, I need that. Are you sure? Do you need it? Nevoi artificiale, care au creat un destul tot mai nesătul, un destul tot mai mare. Și dragii mei, în această țară necesitatea a devenit lux și luxul a devenit necesitate. Mă rog lui Dumnezeu ca în această seară să ne trezească mintea sănătoasă. Să înțelegem că în ochii lui Dumnezeu dacă avem ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm este destul. Vedeți, Dumnezeu nu include aici să ai housing, neapărat al tău, a rent is good. De ce? Pentru că de-a lungul secolelor unii au stat în iglu, alții în colibă, alții în case de lut, în bordeie, alții în corturi ca și Avram și totuși a fost destul. Considerăm noi că destul de departe. Mereu ne, ne, aruncăm bulgările astea al destulului undeva. Chiar mă gândeam eu, oare când o să mă opresc? Oare când o să fiu mulțumit? Și am zis, Doamne, cred că atunci când termin cu payments o să fie destul. Ca român, am probleme cu ideea asta de payments. Mă stresează. Dar Biblia nu spune asta. El spune că dacă ai ce să mănânci și cu ce să te îmbraci, mulțumește-lui Dumnezeu. Hai să tăiem din destulul la mare, din acea bulă artificială, acea, acea iluzie din care ne, am, ne mișcăm în această țară bogată. Și să ne amintim că Dumnezeu ne spune dacă ai ce să mănânci și cu ce să te îmbraci, destul. Este vremea să lăudăm pe Dumnezeu pentru destulul acesta. Și spune cuvântul în altă parte, ca să fim și mai categorici. Poate că nu știu, unii au mai mult, mai puțin. Mai este un verset frumos, în Biblie spune așa. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce? Cu ce aveți. Unul e la level 1, altul e la level 2, altul a început cu peimânții, altul e gata, altul are o mie de scorfițe, altul are 2000. Frații mei, Biblia spune, mulțumiți-vă cu ce aveți acum. Slăviți să fie Domnul. Vreau să merg mai departe, să punctez doar câteva lucruri aici. Spune cuvântul că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și stau străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. S-au străpuns pe ei cu o mulțime de chinuri. Și spune mai sus, Oamenii ăștia cad în pofte vătămătoare. S-au zis, poftele noastre sunt dăunătoare. Cu alte cuvinte, înțeleg din aceste două versete că nu știu dacă v-ați străpuns vreodată cu un cui. Să ți intre un cui în mână pe șantier. Să te capsezi cu niște capse în mână. Să te străpunci cu ceva. Să cazi într-un cepuș. Eu am căzut când am fost copil. E vai vai, vai, vai. Ce doare. Ce chinuitorii să te străpunci cu un cui într-un deget să bați în dege sau în mână în loc de, de lemn. Ei, tot așa spune Biblia că omul nesătul, omul care nu este mulțumit, din potrivă zice aici, nemulțumitul, iubitorul de bani, omul care vrea să se îmbogățească, are ca purpose, ca scop al vieții lui să se îmbogățească, este de a vieții lui. Omul ăsta se străpunge pe sine cu o mulțime de chinuri. Ce vreau să subliniez, dragii mei, aici, este că lăcomia și nemulțumirea aduc boli în trupurile noastre. Vreau să atrag atenția tuturor fraților că lucrul acesta nu este chiar atât de neglijat. Trăim tot mai des în, în lumea bolilor psihice. E tot mai mult această țară, această lume, o lume a bolilor psihice. Mulți cred că cea mai frecventă boală este hard attack sau nu. Cele mai frecvente boli sunt bolile psihice. Pentru că trăim într-o lume a stresului. Acest destul pe care l-am umflat cu pompa la infinit și de mâine nu mai e destul, iPhone 5, we need 6 și așa mai departe. Vrem mașini mai mari, case mai mari, acest destul pe care îl umflăm artificial a ajuns să ne ducă la boli, pofte vătămătoare, ne străpungem noi pe noi cu chinuri. Mai mulți oameni merg la doctor și doctorul le spune o, oh, ai cu inima, ai cu zahărul, ai diabet. Cel mai des în cabinetele medicale se aude cuvântul acesta. O, oh, e de la stres. Am spus și o altă dată, când auzi la doctor că e de la stres, trebuie să te pocăiești. Este un cuvânt medical care înlocuiește cuvântul nemulțumire și îngrijorare. Stres, I'm stressed. Chiar și copiii mici, auzeam când sunt așa micuți și îi spui ceva, a, nu mă stresa, zice. Și copiii au devenit stresați. Nu mă stresa. Suntem o lume de stresați. Merită să pune întrebarea. Mii aia în plus merite când familia mea e stresată de programul ăsta. You know better than me. Fiecare își face programul cum vrea, dar merită suta sau mii aia în plus când suntem stresați, strained, întinși la maxim, nervii noștri sunt întinși la maxim, venim la biserică, explodăm, că suntem stresați. Și nu ne stresează frații la biserică o dată pe săptămână, ne stresează afară, faraon, pentru că am umflat acest destul. Biblia spune, dragii mei, că cei care vor să se îmbogățească ajung la boli. De aceea mulțumirea, revin la gândul al treilea, ne scutește de foarte multe boli. Omul mulțumit este sănătos. Vorbeam cu cineva despre bunicii lui, dacă nu greșesc, spunea, Toată viața i-am văzut cântând și fluierând. Bunicul meu zicea oricând, o trăi 90 de ani sau cât o trăit, toată viața fluiera. Bunicul meu, mi-l amintesc, nu era zi, putea să fie arșiță, putea să fie zi de prășit în Moldova, la amiază, la un pom, se odignea de amiază. Putea să se cutremure lumea. El dormea de amiază la umbra unui pom. Seara se culca de vreme și zicea, ajunge zile în cazul ei. Noi băgăm ziua în noapte, noaptea în zi, nu mai știm. Și ne mirăm că murim la 60 de ani, că avem bol de inimă, că avem stres, că avem zahărul și mai știu eu ce, pentru că această stare de nemulțumire îmbolnăvește. Să spun aceasta, am experimentat eu însumi ce înseamnă nemulțumirea, numai un gând așa, pentru că toți suntem încercați, Nu mă gând eu a trecut prin cap, bun, că nu sunt nici mai rău, nici mai bun ca bogatul ăla din Luca. Am zis, Doamne, ce-ar fi să mă mut mai aproape de biserică? O vând casa asta și mă mut mai aproape. nu e rău, nu? Apoi să vezi ce gânduri. Băi, dar stai, dar cum o vând? Dar oare găsesc o casă mai aproape? Dar oare unde o să mă duc? Dacă nu o să-mi placă? Vă spun sincer, n-am mai putut să dorm până dimineață. Și am zis, Doamne, un meritat? Ce prostie! ce ne ce și săbuit am fost. Am pierdut o noapte. Se ce zi după aia? Gândindu-mă că ce ar fi să, știți unde stau, tot acolo. Dar săptămâna asta, o noapte întreagă m-am frământat. Ce ar fi să-mi iau una mai mare, mai aproape, mai bună? Și ne întinde vrăjmașul capcana asta. Și ne îmbolnăvim. Și nu dormim și nu ne pică bine mâncarea și nu avem indigestie și nu mai digerăm și ne doare aici, acolo, la doctor, pastile, frații mei, nu ne ajută pastilele, avem nevoie de mulțumire. Avem nevoie de pocăință, de un duh mulțumitor. Și atunci nu mai trebuie pastile, credeți-mă. Repede, pastile de som, pastile de calmare. Nu asta e problema, problema e la noi. Aici, în inima noastră, că am lepădat de mult această stare această stare, stare binefăcătoare, numită mulțumire. Slăvit să fie Domnul! Doamne, îmbracă-ne cu mulțumire! Eliberează-ne de nemulțumire! Eliberează-ne de lăcomie, Doamne, că ne, ne dă târcoale la toți! Domnul să aibă milă! Și un ultim gând, pentru că timpul a zburat, spuneam, mulțumirea ne învață rațiunea ei, nu luăm nimic din lume, nu are rost să ne legăm inima de asta, pentru că nu le luăm cu noi. Spuneam, mulțumirea ne învață cât e destul, mărcăminte și mâncare e destul în ochii lui Dumnezeu, cât avem e destul. Mulțumirea ne păzește de boli și mai spune cuvântul aici, cei ce vor să se îmbogățească din potrivă, zice aici, cad în ispită, în laț, în pofte și spune acolo, care cufundă pe oameni în prăpăd și în pierzare. Cea mai gravă problemă a nemulțumirii, dragii mei, este că este o primă ușă, este un prim pas spre o pârtie foarte, foarte abruptă. Spune aici, la început, gândul îmbogățirii e o ispită, zice, Cadă în ispită, e o ispită. Toți vrem să ne îmbogățim. Toți vrem să avem un pic mai mult, nu neapărat să ne îmbogățim. După aia spune că e laț, devine un laț, te prinde. A început așa un gând, o tentație, ce-ar fi să mai investesc. După aia e un laț, te prinde. După aia spune că se duc în multe pofte, să afundă. Lațul să te trage undeva într-un noroi, multe pofte. Spune că te cufundă la urmă, unde? În și în pierzare. Tocmai de aceea gândul mulțumirii ne păzește de alunecarea asta. Pentru la început pare așa ceva ușor, soft, și apoi te duci. Spuneam eu cu un exemplu aici, mai de mult, mie îmi plac schiurile, este sportul meu preferat. Și mergând la schiuri, l-am văzut pe unul în Ucraina, mergând rachetă în jos. Și am uitat, la el așa era black slope, era pârtie neagră, cea mai grea. Și am zis, mă, ăsta ori profesionist, ori kamikaze. De la ISIS. Și m-am uitat să văd și eu cum de merge rachetă în jos. nicio o curbă, nici o frână. Zic, mă, eu nu pot să văd, poate el poate. După 3 metri, patru, s a împrășteat în toată pădurea. Găseai un băț acolo, un schiu dincolo. Praf, plăcintă, nimic nu mai rămas de el. Abia l-au cules oamenii de pe pârtie. Pentru că omul ăsta a o crezut, cum cred mulții, mă opresc mai încolo. Biblia spune, oprește-te sus. Acolo, nu dori să te îmbogățești. Spune cuvântul aici să fugi de asta. Spune cuvântul aici, îmi dea pe bogați să nu se îngânfe, să nu-și pună încrederea. Nu-ți spune încrederea în asta, nu dori, nu fă din asta scopul vieții tale. Dumnezeu are dreptul să ne binecuvinteze și să ne dea bogăție, dar nu trebuie să fie scopul meu. Aici e problema. Oamenii care vor, oamenii care iubesc, spune iubirea de bani. Este... Nu, banul nu este ochiul dracului. Cu banul la plătim noi bilurile. Iubirea de bani cei ce vor să se îmbogățească. O problemă spirituală. Spune aici, cei care își pun nădejdea niște bogății nestatori, nici ce spune mai jos acolo. Hai să ne oprim, dragii mei, sus. Să nu deschidem ușa nici măcar la primul gând dorința aia de îmbogățire. Pentru că pornești la vale pe pârtie și vrei să te oprești mai târziu și nu mai poți. Și spune cuvântul că te cufunzi în prăpăd și pierzare. Mă gândeam la bogatul acela din Scazdă, din povestea noastră. Problema lui este că acolo în Scazdă, casa lui era formată numai din oglinzi. În orice cameră intra, se vedea numai pe el. Bea suflete, mănâncă, mi-am făcut, am făcut eu, numai mie. Unii oameni au ajuns atât de legați, de egocentriști, cât se văd. Eu am fost la eu sunt deștept, eu am investit, eu am știut, alții nu știut. Spune-mi dacă Îndeamnă pe bogații viacul acestuia să nu-și pună încrederea în niște bogăține statonice, ci în, în Dumnezeu. Problema acestui bogat, din pildă aceasta, a fost că a avut casă făcută numai din oglinzi. Numai pe el să vedea. Dumnezeu nu era acolo. Dragii mei, acum la final vreau să spun că Dumnezeu se bucură că noi avem de toate. N-am venit aici să acuzăm bogații. Eu însumi sunt un om bogat în comparație cu 90% din populația Pământului. Nu asta este ideea. Astăzi Dumnezeu se bucură să fie și El implicat în averea noastră. El ne cere astăzi să nu ne legăm inima de ele, să nu ne punem nădejdea în ele, să nu le iubim, să nu, ne, să nu dorim să ne mai îmbogățim, să fim mulțumiți cu ce avem, facem investiții cu o inimă liniștită, Dumnezeu e în control, și inima noastră să fie legată de Dumnezeul oștilor, să fie numele Lui. Și încheie această convorbire, această, această cuvântare cu un ultim îndemn. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Vreau să spun ceva, Bisericii. Mulțumirea nu este un dar. Mulțumirea nu este o stare pe care o dobândești numai unei rugăciuni. Nu. Nici nu îndrăznesc să cred că acum ne vom ruga, vom spun Doamne, dă-ne mulțumirea și de mâine suntem mulțumiți. Nu. Spune contul aici, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Caută neprihănirea. Luptă-te lupta cea bună, spunea în ultimul verset. Cu alte cuvinte, dragii mei, mulțumirea se învață. Deprinde-te, luptă, fugi. Nu este un secret că săptămâna aceasta și am onoarea să fac o reclamă pentru un eveniment care biserica la are, sâmbătă ne vom întâlni cu toții pentru fundraising la un turnament organizat de Y4K. Invităm pe toți care știu să fugă, știu să dea în minge și care nu, să vină să doneze. E bine, în ultimele săptămâni toată lumea învervă, toată lumea se pregătește că vine turnamentul. Lunea se fuge la ASU, alții fug poate pe acasă, se antrenează că vine turnamentul. Ei, cam asta spune Pavel. Fugi! Antrenează-te omul lui Dumnezeu. Mulțumirea nu-i ceva care se primește din cer, nu se primește de la Duhul Sfânt, chiar dacă El ne ajută în această privință. Mulțumirea se învață, spune aici Pavel. Fugi! Caută neprijonirea, luptă lupta cea bună. Spunea Pavel în altă parte, în Filipeni, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în berjul. Păi cum Pavele? Spune aici, în totul și pretutindeni, mam m-am deprins, m-am antrenat, m-am învățat să fiu sătul și flămând, să fiu belșug și să fiu un lipsă. M-am antrenat. Și spune el acolo, pot totul în Hristos care mă întărește. Aici e pot totul ăsta. Și spune mai sus cuvântul Domnului, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Filipeni 4,11. Pototul Pot totul în Hristos. Haideți, hai, hai, dragii mei, acum să ne anevoim să învățăm mulțumirea să ne străduim. Și acum să se antrenează pentru un eveniment pământesc. Bun. Noi să ne antrenăm în fiecare zi să fim mulțumitori. Și vom avea beneficii extraordinare pentru sănătatea noastră, pentru mintea noastră, pentru familiile noastre, nu va fi stres în case, va fi mulțumire. Vom fi împreună la masă, nu unul aici, unul dincolo, unul la un geab, unul la altul, mâncăm numai duminica împreună va fi pace în casele noastre, va fi binecuvântarea lui Dumnezeu, va fi o viață spirituală înfloritoare și nu pofte nesăbuite, nu vătămare, nu prăpă, nu chinuri. Vom învăța și ne vom aminti mereu că nu ducem nimic din lumea aceasta și mereu vom ști că indiferent ce spune Steve Jobs, că indiferent ce spune televiziunea, noi știm că destul e ce spune Dumnezeu că e destul, slăvit să fie Domnul. Domnul, să ne ajute să învățăm această mulțumire pe deplin. Amin, ne ridicăm în picioare, mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Aș vrea acum la final să menționăm și familia Bodnariu. Cu toții știm de cazul acesta, voiește internetul, o familie cu cinci copii care locuiește în Norvegia, statul le-a luat copiii, zicând că îi indoctrinează, că sunt fanatici, le-au luat toți copiii, inclusiv pe cel care este sugar, este bebeluș, infant și i-au dus la protecția copilului. Mâine vor avea interviu cu autoritățile în încercarea de a recupera copiii. Să ne rugăm Domnului ca în acest stat ateu și stricat, în care creștinismul este persecutat, evident, vizibil, iată cazul acesta, să ne rugăm ca Domnul să dea propășirea acestei familii mâine în acest interviu. Ne rugăm și în final și mulțumim Domnului. Amin.